care este o seară a demnității, a jertfei, o seară așa cum a venit Răzvan Tădrescu pentru o istorie a predicirii românești. Mai întâi să facem o jucătate în 100 de minute. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea zbrăvință, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne și mântuiește-ne pe noi. Amin. Deci, seara aceasta, este, am putea o numi într-un fel, seara întoarcerii acasă, pentru că o carte a mărturisitorilor pentru istoria predicirii românești ne demonstrează, în primul rând, că trecutul n-a murit niciodată. Și, așa cum spunea un scriitor, el nici măcar n-a trecut. Spre deosebire de Nicolae Iorga, care a scris, a evocat personalități ale culturii românești, oameni care au fost, dacă este să ne referim la cartea de față, la această carte a mărturisitorilor pentru istoria predicirii românești, noi nu spunem oameni care au fost, și oameni care sunt. Sunt oameni care sunt, pentru că ei ne ajută să ne întoarcem acasă. Îmi amintesc de cuvintele postului episcop al Buzăului, deci episcop al Buzăului și apoi mitropolit al Transilvaniei, Antonie Promădeală, care în lască de cuge și simțire românească spunea: poți pleca dintr-o casă, poți pleca dintr-o țară, dar nu poți pleca din tine însuți. Vei avea clipele tale de regăsire când vei fi fericit să fii ceea ce ești cu adevărat. De ce? Pentru că cel care pleacă, dacă pleacă, și aici ne referim nu numai la o plecare în sens spațial, ci la o plecare în sensul în care acești mărturisitori evocați, o parte dintre ei au trecut la viața veșnică sau au trecut în eternitate. Deci, cel care pleacă nu părăsește patria și cel care pleacă spațial, de asemenea, nu o părăsește, ci o regăsește în fiecare clipă. Și mai ales o regăsește întreagă, și așa cum spunea un scriitor, dezbărată de neferescul istoric și de această vremenicie. Mâna aceasta, pe care, așa cum spune domnul Răzvan Codrescu în prefața acestei cărți, mâna acestor bărbați, să le spunem așa, pentru că în sinaxar, în această anamneză duhovnicească, ei se numesc bărbați. Bărbații neamului, bărbații culturii. Deci este o mână întinsă de bărbații neamului care ne înfășoară pe noi, cei de astăzi, într-o emoție înaltă. Viața lor, spusele lor, faptele lor la vremuri de cum până în șapte ecoduri roditor și în zilele noastre mântuite de atâtea răstămâci, de atâtea grele prefaceri. Și prin acești bărbații neamului, și cartea se deschide cu voievodul martir Constantin Cucuranu, ajungând până la mărturisitorii în vremurile noastre și oamenii de cultură,
Tărâmul acesta românesc devine, într-adevăr, ceva sfințit. Acești bărbați sunt cei care scriu istorie. O istorie care nu este, de fapt, o simplă cronologie de războaie, de diplomații. E adevărat că în această istorie cronologică apare și rău, îndoiala și ispitele sale, ca o alternativă, cum spunea cineva, a vidului. Însă, acești oameni, acești bărbați ai neamului, sunt cei care ne vorbesc despre, foarte interesant spunea ce, despre vidurile nimicului de care trebuie să ne ferim, despre întunecata eternitate a absenței. De ce? Pentru că, din păcate, în această singurătate colectivă și în acest anonimat colectiv, omul de astăzi este absent, deși este prezent. Pentru că, așa cum spunea cineva, nu are prezență. Prezența, spunea Părintele Stăniloae, inspirat de Sfântul Grigore Panaman, înseamnă lumina care purifică cosmosul și, în același timp, conștiința aprinsă a celui care vede cele nevăzute și le numește pe cele nespuse. A vedea frumusețea lumii înseamnă a te bucura de, așa cum ne învață mărturisitorii neamului, surâsul tandreței lui Hristos pentru noi. Întrucând Mântuitorul l-a făcut din umanitate și aceasta este vorba lui Noica, foarte interesantă. Noica spune la un moment dat ce Mântuitorul a făcut din umanitate spațiul lui de mântuit. Omul contemporan, din păcate, se pare că este blocat în această conștiință nefericită a unui martor la singurătatea lui, la anonimatul colectiv. Seara aceasta am vrut să fie și vrem să fie, dorim să fie, seara, și aici folosesc expresia de Răzvan Codrescu, seara Patericului Vrednicie Românești, care este o carte deschisă până la sfârșitul veacurilor și pe care doar Dumnezeu cel lui, citesc din Răzvan Codrescu, o va închide. Toate aceste personalități se așează în orizontul ființelor lumești ca un reper de înviere, ca o tablă de lege regăsită, îngăduindu-ne din nou să străbate în deșertul nostru când ispitit, când împovărat de istorie. Spre exemplu, martirii tenezilor comuniste ne învață să rezistăm împotriva a tot ceea ce poate împuținea nu numai condiția umană, dar și natura umană. Ei ne pot învăța să ne revenim în fire, prin modelul lor viu. Și ei ne învață, de asemenea, ne împărtășesc această certitudine că existența, dacă este pus în situația de a sluji semenilor, dezvăluindu-i ceea ce îi fundamentează adevărata statură de om, față de sine, față de Dumnezeu, poate pune în paranteză opera, mai ales când opera este tributară aranjamentului cu vremile, cu conștiința sau cu fala vulgară. De asemenea, la acești bărbați ai neamului, învățăm că memoria este ca și libertatea indivisibilă. Vom înțelege de la acești bărbați ai neamului că toate lucrurile pe care le facem sau nu le facem, sau chiar retragerile noastre, izolările noastre, privesc într-un fel și pe ceilalți, făcându-i să plătească pentru noi această intrare într-una din puținele mari singurătăți ale omului de astăzi. Ceea ce evocăm reprezintă pilde de vrednicie creștină și românească. Fiecare dintre acești bărbați ai neamului sunt încălziți de o idee care îi se închinaseră integral sau întregi, cum spune Nicolae Iorga. Aceștia nu au ezitat să se măsoare eroi cu vremurile, luptând pentru ceea ce au crezut ei că este sfânt și mare. Și astfel au ajuns fiecare în felul său. Au ajuns un bărbat al neamului. Bărbații neamului ne referim nu numai la bărbați, deci nu este vorba, pentru că și femeile sunt incluse în această bărbăție, ne referim la acea acel cuvânt bărbăție, andria, care este specifică omului, în general. Toți este lumina Duhului care suflă unde vrea, sunt conștiințele noastre cele mai bune, cum spunea Mihai Eminescu.
Nu vă spunea Noica despre Mihai Eminescu. Spunea Noica despre Mihai Eminescu, zice, Eminescu este conștiința noastră cea mai bună. Este certificatul nostru, și acești bărbați sunt, certificatul nostru de învrădicire istorică dinaintea lumii și dinaintea lui Dumnezeu. A rămâne în amintirea urmașilor, înseamnă a spune întotdeauna ceva, dar nu în chip sonor, ci prin cuvinte care au fost mai degrabă niște culori văzute de departe, pentru că lumea noastră este dominată de spectacolul acesta cotidian. Deci, aceste cuvinte rostite de ei, mai degrabă sunt niște culori văzute de departe. Toate aceste repere ne ajută să ne eliberăm de vacarul reprezit al lumii, vacarul reprezit al cetății. Acești bărbați ne învață pe noi discernământul între atâtea utopii care ne asaltează din afară. Ei ne învață că pentru a săvârși ceva din această viață, trebuie să ne hotărâm cu toată ființa să urmăm o cale care este aceea a conștiinței și a voinței, a libertății și a vecinătății cu lumea aceasta. Fiecare dintre noi suntem chemați să ne implicăm cu lucrarea noastră în această lume, cu nădejdea că prin Harul lui Dumnezeu și prin lucrarea pe care o potențează, Harul lui Dumnezeu vom contribui la ceea ce Răzvan Codreț numește vrednicia. Vrednicia lumii. Starea de libertate pe care unii mărturisitori, și aici mă refer la mărturisitori în Terțele Comuniste, noi avem deja imagini cu acești mărturisitori, pentru că semnele noastre suntem la 15-a seară și am să evoc fiecare personalitate pe care noi am cinstit-o la aceste serii de priveghere. Iată starea de libertate și am să mă refer la ceea ce descoperă Steinhardt. Steinhardt spune că starea de libertate este un dar al lui Dumnezeu care pogoară de la Părintele Luminilor și el ne relatează, pe lângă experiența bătăzului său din închisoare, cum la 3 august 1964, eliberat din închisoare, privește pe fereastra vagonului care îl purta de la Gherga la Cluj și mărturisește cu ochii credinței că vede peste tot lumină, în sine, dar și împrejur. Ca și după gratii, l-am simțit pe Hristos aproape de mine, pe când în fața ochilor mei, încă năuciți de nestinsele becuri electrice, defilau livezile, căsuțe, garduri, animale domestice. În fiecare lucru, pe fiecare petic de vie, pulsează lumina tablourilor lui Van Gogh explozivă și nuanțele odihnitoare ale zilei spre sfârșit și năprasnica bucurie a celor 6 zile din tâi. Părintele Nicolae, că de altfel și dragul nostru, domnul Demosthene Antonescu, pe care îl avem în această seară în mijlocul nostru și mulțumim că a acceptat de fiecare dată să ne bucure cu prezența și cu ceea ce ne-a transmis, simțea nevoia să cheme în ajutor un celălalt care, spune Steinhardt, să-i adeverească voinicirea sa cu Hristos. Îmi este dat în câteva clipe, spune el, de intense emoții să înțeleg mai bine ca oricând unele din tainele majore ale vieții. Înțeleg mai întâi că în lumea aceasta Dumnezeu se retrage ca să ne îngăduie să ființăm. Suprema încercare este să devii creștin, să stări în a rămâne creștin. E o suferință căreia nicio altă durere omenească nu-i poate opune bolul și frământările ei. Odată cu Dostoievski, cred că măcar de a fi adevărul altceva decât Hristos, deci dacă cineva cu patul de moarte a demonstrat că adevărul este altceva decât Hristos, eu tot voi rămâne orice s-a întâmplat cu Hristos. Și când este întrebat la 5 februarie 1989, foarte interesant este că despre neamul românesc a vorbit foarte frumos cei care n-au fost neapărat, a fost de altă alt neam, dar care s-au identificat cu această spiritualitate românească. De ce? Pentru că la 5 februarie 1989, deci cu o lună aproximativ înainte de a trece la cele veșnice, Nicolae Steinhardt primește un telefon în care un prieten de departe îl întreabă ce îți trece prin minte ție la ora 2 noaptea, călugăre Nicolae. Și Nicolae Steinhardt îi răspunde: monahii aceștia, neamul acesta de păstori și țărani, oamenii aceștia atât de diferiți de mine, m-au primit,
m-au înțeles și m-au acceptat cu o mărinie, o bunăvoință, o răbdare, o simpatie care au desfințat orice barieră și mă fac să mă simt la ora 2 noaptea, ora adevărului, cu totul nefrământat de dubii, cât uși de puțin străinți, din viață de fericit nostalgic, mă gândind să mă întorc din drumul, să mă întorc din drumul pe care am apucat. Deci, trebuie să înțelegem că această seară, revenirea acasă, împreună cu bărbații neamului, împreună cu mărturisitorii, este o seară în care noi ne revenim în sinea noastră. Sinea noastră cea mai adevărată, cea mai frumoasă. Sinea noastră în care noi avem această bucurie, în care ei nu sunt oameni care au fost, ci sunt oameni care sunt și care vor fi. În neamul românesc aceste conștiințe, pentru că anamneza are această dimensiune de a face prezent pe mărturisitor, pe sfânt, îl face prezent astăzi, acum și până la sfârșitul veacului. Pentru această revenire acasă, așadar, în această seară aveam bucuria de a avea în mijlocul nostru pe autorul acestei lucrări, Cartea Mărturisitorilor pentru o istorie a predicirii românești, despre care domnia sa va vorbi. Răzvan Codrescu, poet, traducător, eseist, promotor al principiilor și idealelor creștine, a debutat în 1985 cu eseul Don Quixote și Prințul Mușchin și apoi mai multe volume de vorme de eseuri, lucrări. De asemenea, avem în această seară pe domnul Sorin Lauric, care sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoașteți și mai ales principiul de conferințe, dar și prin lucrări precum Cartea de Crăciun, Ontologia lui Noica, o exegeză, Noica și Mișcarea Regională, Parmenide, problemele fundamentale ale fenomenologiei și, de asemenea, traduceri din Martin Heidegger, în special. Claudiu Turziu, probabil că și dumneavoastră este cunoscut de la conferințe, jurnalist, poet, prozator, editor, a construit și a condus un cotidian și un săptămânal, reviste, reviste lunare și concursuri literare și rost. Domnul Demostenia Cunescu, cred că nu mai are nevoie de prezentare, pentru că este poetul nostru drag, care ne-a cântat de atâtea ori. Din câte mi-am inteles că a fost prezent împreună cu noi la seara Mircea Vulcănescu, la Vasile Voiculescu, dar și la Memorialul de la Sibiu, odată când a făcut această prezentare a Memorialului doamna Ana Cândianu. Deci, nădăjduim că această seară este o seară, așa cum spuneam, va fi o seară a revenirii acasă, cu o privechiere care nu este deloc întâmplătoare. Este, vă spuneam, a 15-a priveghere pe care o facem împreună cu poeții și mărturisitorii noștri și îmi permis să reamintesc. Am început cu Ioan Alexandru, poetul imnic, apoi centenarul Nicolae Steinhardt, părintele Nicolae Steinhardt și toate aceste imagini pe care noi vom derula sunt de la acele seri. Mircea Vulcănescu, Constantin Brâncuș, Mihai Eminescu, Rugul Aprins cu intelectualii de la Rugul Aprins, Vasile Voiculescu, Dinu Pilat, părintele Dumitru Stăniloae, Daniel Sandu Tudor, apoi Memorialul de la Sighet, Seara Martirilor Brâncoveni, și o prezentare, o seară închinată vocației martirice a poporului român cu Dan Puric. Le mulțumim invitațiilor noștri cu neodoranță în această seară și nădăjduim că dumneavoastră ne vor ajuta să ne întoarcem cu adevărat acasă și să avem ceea ce spunea un părinte, să nu mai să fim prezenți, dar să avem prezență, prezența evenimentului.
Vă rugăm, Domnule, în soamnă de spus să...